Bine v-am găsit! În momentul în care studiez viața și lumea în profunzime, descoper ceea ce eu aș numi un limbaj de programare similar cu cel din lumea tehnologiei. Un limbaj de programare care ne spune că existența Universului nu este un accident, că viața nu este o întâmplare. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit deja despre șirul lui Fibonacci, despre geometria sacră și proporția de aur folosită de antici în construcții, inspirată din tiparele naturii. Ei bine, subiectul emisiunii de astăzi nu este șirul lui Fibonacci. Vom vorbi despre alte două tipare numerice misterioase și surprinzătoare ce apar frecvent în natură până în cele mai profunde niveluri. Pentru a ne dezvălui aceste tipare numerice misterioase aflate în natură, am invitat-o astăzi alături de mine pe doamna lector universitar, dr. Mihaela Gheorghiu. Bine v-am găsit! Împreună am făcut multe emisiuni misterioase care forțează puțin înțelegerea convențională asupra lucrurilor. Și eu zic că este un alt moment foarte important pentru că ne așteptăm la mici sau mai mari revelații. Iată, în mod obișnuit știm că există acest șir al Fibonacci pe care îl găsim în natură, în tot felul de locuri, ceea ce ne arată că există ceva. Am auzit despre câmpuri morfogenetice, știm că speciile se dezvoltă pe baza unor tipare informaționale, că și noi, ca ființă, din primele celule ne dezvoltăm pe baza unui tipar și așa mai departe. Iată, ne spuneți că în natură găsim și alte tipare numerice, surprinzătoare, care ne transmit un mesaj. Haideți să începem povestea. Pornind de la mesaj, dorința mea este de a împărtăși celor care ne ascultă mesajul că suntem ființe create după niște tipare minunate, de o profundă înțelepciune și că acum încercăm să ridicăm un strop dintr-o perdea care acoperă frumuseți și profunzimi de neimaginat. Am să încep de la o fabulă la care Einstein recurgea atunci când era solicitat de publicul îngrozit de teoria relativității. Era solicitat să explice această teorie și el se refugia în această fabulă care aparținea unui reverend englez, Sir Abbot, un mare exeget al lui Shakespeare de la sfârșitul secolului XIX, care vorbea în fabula lui despre tărâmul Platlandei sau Sublandei și spunea că ar fi bine ca fiecare dintre noi să încerce să se imagineze într-un univers bidimensional în care nu există decât sus, jos, dreapta, stânga, toată realitatea, tot ce ne înconjoară, obiectele, noi înșine, suntem bidimensionali și că în această realitate bidimensională există niște indivizi care au început să cunoască lucrurile ceva mai mult decât media. Și atunci această platlanda bidimensională ar putea fi imaginată ca o farfurie de supă. Iată, o sublanda. Și bobițele de grăsime de deasupra supei ar fi mințile mai luminate ale acestui teritoriu bidimensional. O minte luminată precum a lui Einstein. Să ne imaginăm că această farfurie de supă este și cu supă este pusă în fața unui individ dintr-o realitate tridimensională care are o lingură în mână, care introduce lingura în farfuria cu supă și ia supa și o înghite. Pentru locuitorii din Sublanda, din Platlanda, este un dezastru.
este o rupere a realității pe care eu o cunosc. Este un cataclism. Lucrurile sunt distruse pentru un timp, pentru ca apoi să se liniștească și din nou să reapară cataclismul. Pentru cel din realitatea tridimensională, în niciun caz evenimentele din Farfuria cu supă nu stau așa. Ceea ce încercăm noi acum este să înțelegem din sublanda noastră niște mesaje de o profunzime fabuloasă care ni s-au trimis de la făcătorul cerului și al pământului, de dinainte de vremuri, care conține în sine toate dimensiunile posibile, mult mai multe decât cele trei spațiale și cea de-a patra dimensională ale realității căreia îi facem față clipă de clipă. Deci să încercăm să coborâm și să vedem cum ne vorbește Dumnezeu și cum și-a împodobit cosmosul prin numere și prin mesajele de o profunzime fabuloasă transmise prin numere. Să ne imaginăm că suntem în vârful unui triunghi și în vârful acestui triunghi se află cifra 1, 1 care este unitatea, 1 care este monada, 1 care este numărul care nu se împarte pe sine însuși, nu este împărțit. Și să pornim din vârful acestui triunghi pe două laturi care coboară. O să o luăm mai întâi pe o latură și o să începem să înmulțim numerele cu 2. Îl înmulțim pe 1 cu 2 și obținem 2, îl înmulțim pe 2 cu 2 și obținem 4, îl înmulțim pe 4 cu 2, obținem 8, îl înmulțim pe 8 cu 2 și obținem 16, iar 16, având două cifre, poate fi redus, însumând cele două cifre, la 1 plus 6, la 7. Pe 16 îl înmulțim cu 2 și obținem 32. Din nou adunăm și obținem 5. Deci 1, 2, 4, 8, 7, 5. Dacă vom continua să-l înmulțim pe 64 cu 2, 128, rezultatul adunării celor trei numere este din nou 1. Apoi următorul număr va fi ceva care va da 2, apoi următorul va fi ceva care va da 4. Și se repetă la nesfârșit șirul 1, 2, 4, 8, 7, 5, la nesfârșit. Acest șir se pare că stă la baza întregii realități pe care noi o percepem în sublanda noastră. Este, fiecare număr simbolizează sau este în sine un eveniment care poate fi redus la ceva din realitatea care ne înconjoară. Ne întoarcem în vârful triunghiului și începem să coborâm pe cealaltă latură. De data aceasta înmulțim pe 1 cu 3. Mai devreme am obținut o progresie ori 2, acum o să încercăm să obținem o progresie ori 3. 1 ori 3, 3, 3 ori 3, 9, 9 ori 3, 27, dar îl adun din nou pe 27, adun cifrele și obțin din nou 9, cum a fost mai devreme, îl înmulțesc pe 27 cu 3 și obțin 81 și iar adun cifrele 8 plus 1, din nou 9, îl înmulțesc din nou pe 81 cu 3 și obțin 243 și iar adun cifrele și îmi dă din nou 9, ori de câte ori voi merge în progresie ori 3, voi obține un număr cu oricâte cifre care adunate vor da până la urmă cifra 9. Deci avem o progresie 1, 3, 9, 27. Acest lucru era cunoscut de știința antichității, de la vechii egipteni, a fost preluat de vechii greci. Pitagora a construit un triunghi vestit, tetractisul, pe baza acestor proporții,
El a încercat să lege lucrurile între ele prin mediile lor. Mă întorc încă o dată, vă rog să mă urmăriți. Pe latura proporției ori 2 avem 1, 2, 4, 8, 7, 5. Niciodată nu există 3, 6 și 9. Pe cealaltă latură am 1, 3, 9, 27, adică 9, 9, 9, 9, 9 la nesfârșit. Nu există 6. Prin niște derivări banale, înmulțiri între termeni cu 2 și cu 3 în acest triunghi, s-a obținut tetratisul lui Pitagora, așa cum se va vedea în imagine, iar 6 în acest triunghi capătă o poziție centrală. Observăm că în șirul, repet ideea, în șirul 1, 2, 4, 8, 7, 5 nu există deloc 3, 6 și 9. Vechii înțelepți și egipteni și greci, probabil mult înainte de ei, considerau numerele 3, 6 și 9 ca numere care reglează realitatea. Reglează realitatea lui 1, 2, 4, 8, 7, 5. Până acum e o poveste cu numere. Poate să spună sau poate să nu spună absolut nimic. Hai să vedem cum poate ea să fie adaptată cunoștințelor actuale. În 2017 a fost publicat un articol de către doi cercetători olandezi, Gissing și Meyer, un articol care venea cu o ipoteză extraordinară, tot ceea ce există în realitatea care ne înconjoară și în interiorul nostru este stabilit pe baza unor coduri de frecvențe, coduri de frecvențe în electromagnetic, frecvențe care dacă sunt derivate puțin, dacă se încearcă să se obțină niște armonici ale acestora, adică se încearcă o înmulțire a frecvenței respective cu 2 sau cu 3, cu un număr întreg, se obțin niște raporturi între frecvențe, raporturi între unde, care amintesc de raporturile perfecte dintre sunete și dintre numerele tetractisului lui Pitagora. În triunghiul despre care spuneam la început, se pot observa intervalele muzicale, intervalul de octavă, proporția de octavă care are corespondent 2 pe 1, proporția de gvintă, care are corespondent 3 pe 2, gvarta 4 pe 3 și tonul, care înseamnă raportul 9 pe 8. Nu adunăm nicio noimă până la acest moment, dar întorcându-ne la articolul publicat în 2017, cercetătorii spun că au prelucrat 320 de articole scrise în ultimii ani care vorbesc despre frecvențele emise de țesuturile vii, de celule, de anumite forme de țesuturi și că aceste frecvențe sunt foarte variabile, undeva între sub un herț și până la frecvențe de ordinul petaherților, un petaherț însemnând 10 la 15, puterea a 15 herți. Ce au observat acești cercetători? Că încercând să stabilească proporții între undele care caracterizează funcționarea unui țesut coerent, unei celule normale, unui organ și a unui organism sănătos, stabilind proporțiile între aceste unde, obțineau intervalele perfecte deduse din tetractisul lui Pitagora și care sunt valabile
pentru fiecare celulă care funcționează în noi doi la momentul acesta. Mai concret, analizând aceste 240 de frecvențe, cei doi cercetători au ajuns la concluzia că avem 12 frecvențe, 1 plus 2, 3, o treime, 12 frecvențe care ne permit funcționarea coerentă de la prima moleculă până la organism în ansamblu, trecând prin celulă, trecând prin țesut, trecând prin organ, aceste 12 frecvențe având raporturi între ele de gvintă, raport 3 pe 2, iar 5 din cele 12 raporturi având practic raport exact de gvintă perfectă 1,5. Celelalte frecvențe au mai oscilat 1,49, nu știu cât. Dar 5 dintre aceste 12 frecvențe având raport perfect de gvintă perfect de gvintă. Bun. Până aici lucrurile sună într-un fel. Uimirea pentru cercetători, pentru cei doi olandezi și nu numai pentru ei, că informația a fost preluată, uimirea pentru ei a fost să constate că printre aceste 12 frecvențe care asigură coerența, asigură normalitatea, asigură funcționarea cuantică a structurilor noastre, la foarte mic interval există încă 12 frecvențe care sunt decoerentizante, care provoacă în anumite condiții cancer, care în alte condiții provoacă boală Alzheimer, care în alte condiții generează boli degenerative, osoase, o percepție anormală a durerii și o mulțime de alte patologii. Deci foarte ciudat, natura, creatorul a plasat 12 intervale, 12 frecvențe generatoare de boli grave, foarte aproape de cele 12 frecvențe care asigură coerența țesuturilor noastre. Ce poate să însemne asta? Poate să însemne foarte multe lucruri. Aș vrea doar să-mi permiteți o mică introducere. În momentul în care o celulă de-a noastră, o celulă vie, a oricui, e un mecanism fundamental, dar să spunem că este o celulă a noastră, nu contează care, primește o informație pe membrană. Ea primește un cod chimic. Informația aceasta este reprezentată de o substanță care vine și se fixează pe membrană, pe un receptor, care este un organ de simț al celulei. Această informație nu e doar chimică. Acelei molecule străine celulei, din afara celulei, îi se asociază o frecvență în electromagnetic. Toate structurile, datorită dispunerilor neuniforme de sarcini, generează și astfel de frecvențe și știm de foarte mult timp, de peste 50 de ani, acest lucru. În momentul în care limbajul din afara celulei noastre este preluat de celulă, ea îl traduce. Îl traduce într-un limbaj pe care poate să-l înțeleagă interiorul ei. Acest limbaj este reprezentat de oscilații și unde de calciu. Deci oricine ar veni pe exteriorul membranelor noastre, că se cheamă adrenalină, că se cheamă dopamină, că se cheamă histamină, că se cheamă oricum, orice moleculă vine cu un cod electromagnetic și cu un cod chimic, care cod chimic este tradus de receptor în oscilații și unde de calciu. Calciu este un element fundamental, este traducătorul și dacă stăm să ne întoarcem la numerele anticilor din tetractis și la șirul despre care spuneam mai devreme, calciu luat pe litere,
așa cum e scris în tabelul lui Mendeleev, C este cifra 3, A este cifra 1, 3 plus 1, 4. Este element din, din 1, 2, 4, 8, 7, 5. Mai departe, dacă luăm calciu după număr atomic, numărul atomic al calciului este 20. Dacă raportez 20 la o singură cifră, devine tot 2 și este din nou o cifră din șirul 1, 2, 4, 8, 7, 5. Acest calciu generează niște unde care au fost identificate în ultimii ani ca fiind unde care se propagă în spirală. Dacă ne aducem aminte, spirala este construită în natură pe baza proporției de aur, respectând numerele din șirul lui Fibonacci, iar undele de calciu sunt generate, cercetătorii și fizicienii spun, în moduri ciclotron, se propagă în spirală. Iarăși, e o informație care poate pentru mulți nu înseamnă nimic, dar este un limbaj universal. Ce face calciul? Este materie. Calciul este un ion, dar e materie și este încărcat, are două sarcini pozitive. Când se deplasează, intră, iese, se duce între diferite zone ale celulelor noastre, este o sarcină electrică aflată în mișcare. Și atunci ce generează? Potrivit fizicii de clasa a șaptea, generează un câmp electric. Acest câmp electric nu e constant. Înseamnă undă, înseamnă oscilație, crește și scade și crește și scade. Potrivit fizicii de clasa a șaptea, un câmp electric fluctuant este asociază un câmp magnetic. Deci numai această oscilație în spirală a ionului de calciu generează un câmp electromagnetic. Și atunci hai să reluăm. A venit un mesager străin pe membrana celulelor noastre, este tradusă într-un limbaj numit calciu, care oscilează, care generează câmp, materia generează ceva subtil, iar acest ceva subtil se propagă în permanență, în moduri ciclotron, în spirală, respectând principiile de generare a spiralei, așa cum știm din geometria sacră. Ne întoarcem aici, ajungem să intersectăm o informație din fizica anilor 80, care mulți ani a fost considerată pseudoștiință. Câmpurile electromagnetice, spuneau în anii 80 rușii, asociază întotdeauna altă formă de câmp. Niciodată câmpul electromagnetic nu este singur. Întotdeauna câmpul electromagnetic asociază un câmp de torsiune, spuneau ei. Un câmp toroidal, un câmp de torsiune care este pur informațional. Mult timp s-a spus că este fals, că este pseudoștiință și iată, am ajuns în 2017-2020, când știm că întotdeauna când o celulă primește o informație, ea o traduce în oscilație și undă de calciu care se propagă în spirală, într-un câmp toroidal. Deci câmpul electromagnetic al calciului din celulele noastre asociază un câmp informațional, un câmp de torsiune. Ce fel de informație? În niciun caz informație IT, în niciun caz informația semantică pe care o purtăm noi acum. Este vorba de informație biologică, cu totul altceva, acea totalitate de mesaje prin care viul încearcă să-și mențină integritatea și să supraviețuiască. Bun, am ajuns să stabilim că un atom care respectă numerele din șirul 1, 2,
4, 8, 7, 5 este mesagerul general al evenimentelor din celulele noastre. Mai trebuie să știe cei care ne ascultă că acest limbaj chimic devine din ce în ce mai subtil, pentru că mișcările ionului de calciu nu dau doar câmp electromagnetic, dau și unde mecanice, unde solitonice, unde autopropagate, generează și unde sonore. Deci o singură informație venită din afara unei celule este tradusă simultan în celulă, în limbaj chimic, în limbaj electromagnetic, în undă mecanică, în undă sonoră, practic. Și aceste forme de câmp, aceste forme de subtil interacționează. Aș putea să mai vorbesc acum despre faptul că numerele 3, să mă întorc la ce am spus la început și să analizăm cumva de ce numerele 3, 6 și 9 lipsesc din acest șir care caracterizează tot ce înseamnă realitate înconjurătoare. Ca o paranteză, calciul tradus numeric, v-am spus că înseamnă 4 după inițiale și 2 ca număr atomic, potasiul la fel înseamnă 1, sodiu, deci celulele noastre folosesc ioni și folosesc grupări fosfat permanent, dar pe care dacă le traduci, încerci să le convertești în acest limbaj numeric, atribuind fiecărei litere o cifră, adunând numerele atomice, ori de câte ori încerci să obții o astfel de listă, rămâi în șirul 1, 2, 4, 8, 7, 5. De ce lipsesc numerele 3, 6 și 9? Ele nu lipsesc deloc din creație, ci sunt doar coordonatorii evenimentelor. Deci spuneați că, pe de o parte, șirul de numere 1, 2, 4, 8, 7, 5 sunt un fel de elemente executante în manifestare, pe care le regăsim în foarte multe locuri. În același timp, numerele 3, 6 și 9 nu se regăsesc în tipul de acțiuni care au legătură cu celălalt șir pe care l-am spus, 1, 2, 4, 8, 7 și 5, dar sunt un fel de coordonatori, un fel de mintea care dă ordin de execuție elementelor care au legătură cu celelalte numere. Cum să înțelegem acest lucru? Chiar găsim peste tot această serie de numere? Haideți să le luăm pe rând. E cel mai simplu așa. Să spunem câte ceva despre numărul 3. Treiul pentru antici era primul număr nepereche și era considerat de mulți înțelepți un număr perfect, pentru că el ascundea o mulțime de semnificații. Era număr perfect pentru că 3 înseamnă început, mijloc și sfârșit. Era considerat număr perfect pentru că 3 înseamnă, de foarte multe ori în rugăciuni sau în libații se invocă divinitatea de 3 ori sau de un multiplu de 3. Era considerat un număr perfect pentru că înseamnă în realitatea noastră, în sublanda noastră cu 4 dimensiuni, înseamnă temporal, înseamnă trecut, prezent și viitor. Numărului 3 îi se descrie ca și formă geometrică, îi se atribuie un triunghi. Un triunghi are
un triunghi poate să fie de trei feluri. Poate să fie un triunghi isoscel, un triunghi echilateral sau un scalen. Unghiul unui triunghi poate să fie de trei feluri. Poate să fie un unghi ascuțit, un unghi drept sau obtuz. Luna are trei faze. Este în creștere, este lună plină, este în descreștere. Mișcarea planetelor pe cer, mișcarea dezordonată a planetelor pe cer este mișcare directă, este staționar și este retrogradă. Este mișcare retrogradă. Animalele, vietățile din universul nostru sunt de sol, de uscat, de aer și de apă și putem continua așa foarte mult. Cum avem și cu cifra 7. Să ne intrăm un pic în celulele noastre și să vedem unde găsim acest 3 și ce importanță are. Cel mai bun exemplu este ADN-ul. ADN-ul, dacă este să îl adun, să adunăm ADN, corespondentele numerice ale literelor, vom obține cifra 1. Este unitatea, este începutul lucrurilor. În acest ADN există două spirale. Este 2-ul din șirul 1, 2, 4, 8 și așa mai departe. În acest ADN folosește 4 litere pentru limbaj 1, 2, 4. Citozină, guanină, adenină, timină, cu toate combinațiile posibile și care în ARN timina este înlocuită cu uracil. Bun, de fiecare dată când din ADN se citește informație ca să se obțină un aminoacid, se citesc 3 litere, un triplet, iată 3-ul, numai așa se poate sintetiza un aminoacid ca să intre în compoziția unei proteine, numai așa putem obține cei 20-22 de aminoacizi de care avem nevoie. Sunt 64 de combinații posibile, 6 cu 4, din nou ne întoarcem la cifra 1. Putem merge din cimilitură în cimilitură. Apoi există triada ADN-ARN-proteină. Întâlnim 3-ul într-o mulțime de manifestări, dar prin această cifră 3, celula își controlează toate evenimentele. Sinteza de proteină este la baza vieții în fiecare celulă și în fiecare țesut. Să ne ducem acum puțin la cifra 6. Cifra 6 este de 2 ori 3. Cifra 6 este regăsită în lumea înconjurătoare, în multe moduri. 6 este forma care caracterizează apa în lumea anorganică. Atunci când apa îngheață, fulgul de nea, apa înghețată, are o formă hexagonală. Cifra 6 corespunde hexagonului ca formă geometrică, iar hexagonul se găsește și în fagurele de miere ca forma fagurelui, dar se găsește și în ficatul nostru pentru că lobulul hepatic în secțiune are o formă hexagonală. Scoarța cerebrală, cortexul cerebral, are 6 straturi de neuroni, dintre care două straturi sunt neuroni piramidali. Dacă ne gândim la piramidă, înseamnă în secțiune un triunghi. Deci, două straturi de neuroni piramidali. 6 se găsește în multe cristale din natură, dar iată acum ce importanță atribuiau anticii cifrei 6. Ne întoarcem, ne jucăm spre trecut, la ansamblul marilor piramide de la Giza,
există trei piramide mari care sunt așezate în spațiu, construite geometric, topografic, în așa fel încât să reflecte la momentul anilor 2500 înainte de Hristos, când au fost aproximativ ridicate, să reflecte așezarea pe cer, pe bolta cerească, a stelelor din centura lui Orion. Unii spun că nu e așa, dar sunt trei piramide mari lângă care se află trei piramide mici, șase piramide, fiecare având elementul de trei în interiorul său. Aici lucrurile din nou pot fi purtate mult, dar aș vrea să ajungem la nouă, ca să nu obosim pe cei care ne ascultă, să ajungem la nouă. 9 este considerată cifra întreagă, cifra absolută în universul nostru. 9 are niște proprietăți excepționale, conține în ea însăși 9 calități primordiale simultan. Și aș vrea să vă rog să mă însoțiți într-un joc. Să considerăm că avem un cerc. Un cerc are 360 de grade, să adunăm 3 plus 6, 9. Hai să împărțim cercul. Să împărțim cercul într-un semicerc. 360 de grade împărțit la 2, obținem 180 de grade, adunăm cifrele, 1 plus 8, 9. Împărțim semicercul într-un sfert de cerc. Deci 180 de grade împărțit la 2, 90, din nou 9. Împărțim într-o optime cercul, 90 împărțit la 2, 45 de grade. Adunăm din nou 9. Împărțim acum și obținem la 2, obținem o 16-ime de cerc, adică 45 împărțit la 2, 22,5 grade. Adunăm 2 plus 2, 4, plus 5, 9. Oricât ne-am orientat spre punct, obținem întotdeauna 9. Foarte interesant. Hai să luăm acum, fac o trecere mai abruptă, o moleculă de apă. O moleculă de apă vibrează, are o frecvență în electromagnetic de 54 de herți. 54 de herți adunat înseamnă 5 plus 4, 9. Dacă obținem o octavă, trecem această frecvență într-o octavă a apei, luăm 54 și înmulțim cu 8, mergem în octava superioară, obținem o armonică, cât fac? 432, 4 plus 3, 7 plus 2, 9, din nou 9. Mă întorc la geometrie și încercăm să introducem, să înscriem într-un cerc niște poligoane regulate. Hai să înscriem mai întâi un triunghi, un triunghi echilateral. Are 60 de grade pe fiecare unghi, împreună au 180 de grade, 1 plus 8, 9. Hai să înscriem un pătrat într-un cerc și avem 90 de grade, 90 de grade pe fiecare unghi, ori 4, 360, 3 plus 6, 9. Hai să luăm un pentagon și să regulat, are 104 grade, 104 ori 5 înseamnă 540 și va fi 5 plus 4 din nou 9. Hexagonul are 120 de grade ori 6 înseamnă 720 de grade, deci din nou 7 plus 2, 9. Semnificația e foarte greu de pătruns. Suntem în sublanda. Așa ne-a vorbit Dumnezeu. Nouă mai are o particularitate. Orice număr din decadă, adică din primele 9 numere ale codului minunat pe care ni l-a lăsat Dumnezeu, adunat cu 9, se redă pe sine însuși. Adică
îl adun pe 9 cu 1 și rezultă 10. 10 înseamnă 1. Deci 9 l-a redat pe 1, lui însuși. Îl adun pe 9 cu 2 și obțin 11. 1 plus 1 fac 2. 9 l-a redat pe 2. Dar după ce s-a atins de perfecțiunea lui 9, 9 plus 3, 12, 1 plus 3. Iată, ascultând ce ne spuneți dumneavoastră, în condițiile în care anticii, de la egipteni până la greci și în cazul lui Pitagora și a școlii pitagoreice, ei au descoperit aceste legături numerice, aceste tipare, sigur că au fost probabil în prima fază șocați, apoi au perceput aceste tipare care, iată, le regăsim la o asemenea nivel și toate calculele pe care le-ați făcut ne arată că în tot felul de direcții se duce la același număr, același număr, indiferent ce faci, ajungi tot acolo. Este clar că au avut toate motivele să asocieze numerologia sau numerele cu mesaje ale divinității introduse în creație, tocmai ca mințile strălucite să le descopere, să înțeleagă că există niște tipare de dezvoltare, că universul are un creator care în acest mod subtil a transmis și transmite un mesaj. Dar nu e vorba numai de un mesaj, ci este vorba de niște reguli de organizare foarte precise ale universului, așa cum este și șirul Fibonacci, dar și altele. Toate acestea ne arată că sunt elementele care generează structurarea existenței în formele pe care le cunoaștem și susține dezvoltarea ei prin evoluție în alte forme. Dar totul merge pe un anumit tip de tipar, un anumit tip de cod. Și în momentul în care sesizez că realitatea se bazează pe aceste coduri și că nu prea poate funcționa decât în matricea creată de ele, realizez că e ceva aici. Cum poți să nu înțelegi că ești creația lui Dumnezeu în momentul în care încep să-ți imaginezi celulele de la prima diviziune și așezi evenimentele în ordinea 1, 2, 4, 8 până la acest moment, 7, 5. Prima celulă rezultată din unirea spermatozoidului cu ovulul este 1. Prima diviziune, 2, 4, 8, 16 înseamnă 7, 32 înseamnă 5. Totul se, la un moment se rupe simetria, dar totul se înscrie la început pe această semnătură divină. Iar anticii cu certitudine se și minunau, dar nu o să știm niciodată dacă ei au descoperit sau redescopereau de fiecare dată niște informații care veneau din străvechime, posibil transmise transcendent. Legat de asta, vreau să vă spun că această abordare pe simbolistica numerelor se regăsește și în scrierile creștine și precreștine, pentru că Sfântul Maxim Mărturisitorul în operele lui, mai ales în învățăturile către Talasie, ia fiecare număr din Vechiul Testament și îi găsește o semnificație. Erau niște profunzimi extraordinare. Sfântul Dionisie Areopagitul vorbește despre cele 9 cete îngerești care sunt împărțite în triade. Sunt 3 grupări, 3 triade de câte 3 ierarhii divine. Părinții creștinismului admit că între aceste ierarhii divine, între formele care sunt descrise și organele noastre, există anumite corespondențe. Să ne gândim că serafimii,
care erau a doua ierarhie din vecinătatea lui Dumnezeu, aveau câte 6 aripi, 6 din codul 369, deci 9 cete de câte 3 și stăteau cu 6 aripi ca să-și acopere ochii și trupul de lumina și de focul lui Dumnezeu. Și putem merge cu astfel de descrieri. Ce vreau să vă întreb, în acest context, ați vorbit la un moment dat despre acel studiu, acel articol științific publicat de 2 cercetători olandezi, care confirmă, prin studiile lor, prezența acestor coduri în natură, în biologia noastră. Cum se raportează știința oficială la acest tip de descoperiri? Le consideră pseudoștiință, atâta vreme cât se discută despre numerologie, până la urmă, privind din perspectiva anticilor, în știință. Iată, raporturi numerice care sunt surprinzătoare. Eu nu am întâlnit astfel de referințe ca atribuită calitatea de pseudoștiință, dar pot să vă spun că cei doi olandezi nu făceau decât să sintetizeze și să deriveze cumva, să facă niște calcule matematice asupra unor frecvențe pe care ei le luaseră din 320 de studii. Nu poți să calci în picioare 320 de studii, sunt emise astfel de frecvențe. Sunt 12 frecvențe care ne oferă coerența și 12 care ne decoerentizează. Sunt unele lângă altele. Sunt la foarte mică diferență numerică aceste frecvențe, bune de cele rele. Și aici este o mare profunzime și cu asta mă gândesc să încheiem. S-a ridicat marea întrebare. De ce sunt așa de apropiate frecvențele dăunătoare de cele care asigură coerentizarea și funcționarea celulelor și moleculelor și proteinelor și a întregului organism? Unul dintre răspunsuri ar fi că nu există bine, la nivel de celulă, bine absolut și rău absolut. Aceste frecvențe negative au un rol în reglarea viului, pentru că uneori aceste frecvențe negative induc moartea unor celule care trebuie să dispară prin apoptoză. Sunt celule care sunt îmbătrânite, care sunt perturbate și care trebuie să părăsească planul fizic al țesutului respectiv. O altă explicație pentru care sunt așa de apropiate aceste frecvențe ar fi aceea că uneori, în momentul în care oscilațiile și undele de calciu capătă un pattern, un model neregulat, nu mai sunt ritmice așa cum se întâmplă în condițiile normale, ideale, această neregularitate declanșează niște mecanisme regenerative, declanșează o dezvoltare a unor celule stem în țesutul respectiv care să le înlocuiască pe cele distruse, declanșează niște mecanisme reparatorii punctuale în ADN. Chiar se vorbește în știință, în ultima vreme, de faptul că momentele de stres de scurtă durată pot să aibă un efect benefic asupra corpului. De exemplu, fac duș cu apă fierbinte și ultimele 30 secunde sau ultimul minut fac cu apă rece. Nu o să-mi placă, o să respir greu, dar organismul este cumva păcălit să reacționeze ca și cum corpul ar fi în pericol, da? Generează, produce niște substanțe ca să gestioneze situația dramatică a acelui moment în percepția lui, iar acea producție de substanțe generează, de fapt, niște efecte pozitive la nivelul corpului. Sigur. Da? Și atunci, iată, poate fi o explicație și din acest punct de vedere, în sensul că uneori e nevoie, vorbind așa
ducând discuția în planul emoțional, să spunem, e nevoie să suferi, chiar și o suferință fizică sau așa, ca să fii motivat să operezi o transformare. Și atunci, până la urmă, din perspectiva noastră, lucrurile, binele și răul, sunt clar definite. Dintr-o perspectivă mai profundă, ele nu sunt chiar așa, pentru că uneori ceea ce ni se pare rău poate să fie, să declanșeze un bine mai mare. Asta se întâmplă în permanență la nivel celular și ca să trec și să ne despărțim cu mesajul acesta, să mă întorc din nou în zona de iscălitură a lui Dumnezeu, am să închei invitându-i pe ascultătorii noștri să-și aducă aminte sau să citească în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, se și încheie cu acest capitol Evanghelia, evenimentul în care Iisus, după ce a înviat deja, se întâlnește cu ucenicii. Aceștia plecaseră pe mare să pescuiască și, mă rog, au aruncat de partea dreaptă a corăbiei mreaja și au prins în mreajă 153 de pești. Atât era de plină mreaja că nu s-a rupt, dar erau 153 de pești, 1 și cu 5, 6 și cu 3, 9, 5, pentada, omul, creația, știința. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că 5 reprezintă și știința, trebuie să fie încadrat de 1 și 3. De Trinitate, de Sfânta Treime, pe care nu am pomenit-o la momentul în care am vorbit despre trei, închei acum, de Treimea în unime, 1, 5, 3, 5-ul, știința, omul, trebuie să fie mesajul cristic în darul lui Dumnezeu către apostol și către noi toți, cinciul să fie încadrat în permanență de treimea în unime, de 1 și 3. Vă mulțumesc pentru aceste informații foarte interesante. Sigur că ele nu sunt chiar atât de ușor de înțeles, mai ales într-o expunere la într-o astfel de emisiune, dar cu siguranță cei care ne urmăresc au înțeles esențialul, și anume că trăim într-o lume guvernată de coduri numerice, de tipare, și că acest lucru ne spune de-a dreptul, așa cum am spus la începutul emisiunii, că universul nu a apărut întâmplător, viața nu este un accident. Suntem creați și avem semnătura permanentă a lui Dumnezeu în noi, suntem puternici. Vă mulțumesc, toate cele bune și dumneavoastră, ne revedem în curând.